Cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare și au nevoie să revină acasă, inclusiv pentru scurt timp, ca să-și rezolve diverse probleme, ar putea fi scutiți de obligativitatea de a sta în carantină, așa ca în prezent. Specialiștii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale examinează în prezent mai multe opțiuni în ceea ce îi privește pe cetățenii de peste hotare, a anunțat ministra Viorica Dumbrăvanu. Unul dintre scenarii prevede ca cei care intră în Republica Moldova să aibă un test pentru COVID-19 cu rezultate negative. Fundamentarea determinării regimului de autoizolare este determinată în primul rând de perioada de incubație, care noi de fiecare dată am menționat variază de la 2 până la 14 zile. Ceea ce ține despre revizuirea acestui regim de autoizolare pentru cetățenii Republicii Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova, vreau să menționez că specialiștii acum analizează diferite opțiuni, inclusiv și posibilitatea de a nu respecta acest regim în cazul în care este deținătura unui test, cu determinarea perioadei corespunzătoare, deci până la intrare în țară, la care trebuie să fie efectuat acest test. Atunci când specialiștii vor ajunge la un consens, propunerea va ajunge la Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică, structura care va lua decizia finală. Ministra a mai anunțat că și cetățenii străini ar putea scăpa de regimul de autoizolare la intrarea în Republica Moldova. Specialiștii examinează și aspectul cu privire la intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, iar și în condițiile unei eventuale dețineri de rezultat a unui test, dar cu respectarea, în cazul dat, a unui principiu de reciprocitate între state, coordonat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Actualmente, regimul obligatoriu de autoizolare pentru persoanele care intră în țară este de 14 zile.